afară le-a îngreunat un pic drumul. În această a 48-a ediție vom vorbi despre cum au fost ultimii 2 ani de lumea SEO PPC. Acest lucru mi-a revenit mie. Iar Marius Lăzărescu va vorbi împreună cu Horia despre tendințe în Search Engine Optimization și Pay-Per-Click. Ei sunt pe drum, de fapt Marius a și ajuns. Vreau cu ocazia asta să le mulțumesc sponsorilor pentru acest eveniment. Ei ne-au susținut în acești 2 ani. Digital IQ Ads, Două Parale, Orange Concept Store, Don Cafe, Web Digital, Club Traffic și Traffic.ro, Sigmanet și Tu.ro. Le mulțumim și vă mulțumim și vouă pentru că v-ați implicat în, cu prezența și cu participarea și ca speaker la edițiile anterioare, cu research, cu inițiativă, cu întrebări, cu feedback, cu tot timpul fiind prezenți la, pe grupul de discuții de pe Facebook, pe fanpage, pe grupul de discuții de pe Yahoo. În prezentarea mea am pregătit câteva cifre. Și pentru că am vrut ca cifrele să nu fie plictisitoare, așa cum ar putea fi, am asociat cifrele cu... Voi vedeți acolo? Ok. Da? Am asociat cifrele cu niște evenimente din istoria civilizației sau cu elemente interesante care, să zicem, pot fi asociate cu acele cifre. Acest mecanism este folosit adesea în momentul în care vrem să reținem elemente care sunt matematice. Facem asocieri între lucruri, să zicem, cunoscute, familiare și lucruri și aceste noțiuni noi. Nu știu, câți dintre voi ați văzut filmul 28 Days Later, 28 de zile, nu? Ați văzut, nu? Ok. E un film interesant, cred că e un scenariu post-apocaliptic, dacă mi-aduc aminte exact. Marius, așa e, nu? Ceva cu post-apocaliptic. Un pic, na, science fiction, evident. Eu sunt un mare fan al filmelor science fiction din zona asta. De ce am ales 28 de zile mai târziu? Pentru că 28 de participanți vin în medie la lumea SEO PPC. Sau lucrul ăsta s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Cam la fiecare ediție a existat cam 28 de participanți. Adevărat că în edițiile de vară, când lumea era plecată la mare, la relaxare, mai greu să ajungea la eveniment. Și de asemenea, cum vedeți, când e zăpadă afară sau sunt sărbători de Crăciun, de decembrie, zile mai mohorâte cu ploaie, oamenii ajung mai puțin la eveniment. Dar, fără doar și poate, 28 este media de participanți la lumea SEO PPC. În 1339, Kremlinul e construit la Moscova. Nu știu câți dintre voi știați lucrul ăsta. E un fapt pe care l-am găsit pe Wikipedia, după care, na, acum că Wikipedia încă e legal, sperăm să rămână așa. Știți legea care a apărut și a atacat direct Wikipedia ca făcând transfer de informație, care a încălcat legea copyright-ului și tot așa. Eu am găsit informația asta, voi m-a ajutat, acum poate fi incorrectă și trebuie revalidată. 1339, cred că este anul în care Kremlinul a fost construit la Moscova. Am ales anul ăsta pentru că 1339 sunt cei care au venit în 2011 la lumea SEO PPC. Coșrau al doilea, numit mereu victoriosul, devine rege al Persiei în 590. Acum,
Da, n-are nicio legătură cu specialiștii în SEO și PPC, dar numai că dacă ne gândim că noi suntem oarecum maestri ai cuvintelor și ai conținutului, pentru că conținutul e rege, de acolo a plecat ideea de a găsi totuși o asociere între o cifră care are reprezentare, are importanță pentru noi și un rege, un împărat. 590 e ales pentru că 590 reprezintă numărul de participanți care au venit cel puțin o dată. Sau cum am spune noi cei care folosim Web Analytics-ul, 590 de unici. Acum am pregătit o imagine pentru bărbați și o imagine pentru femei. Bărbații sunt mai apropiați de sportul ăsta. Am nu știu câți dintre noi suntem apropiați de sportul ăsta în contextul în care mie personal, eu nu sunt chiar un fan al fotbalului, dar știu că e caracteristic pentru bărbați. Fratele meu se uită mult la fotbal, taică mi se uită mult la fotbal și atunci am luat varianta Celtic FC Celtic. E un club, da? Celtic Football Club, da? Cred că e destul de reprezentativ. Ei au făcut un lucru grozav. Au câștigat Cupa Scoției de 42 de ori. Am ales 42 sau 42 pentru că 42% dintre participanții la lumea SEO PPC s-au înscris pe MailChimp să primească newsletterul nostru. Chiar așa e. 277 reprezintă 47%. 42. Ah, mersi. Ok. Acum, asta era imaginea pentru doamne, pentru femei. Am zis că argintul. Bine, n-am găsit o legătură cu aurul și cu platina, dar am zis că argintul poate fi ceva care e mai apropiat de feminitate. 47 de protoni sunt în nucleul atomilor de argint. Adică numărul atomic din tabelul Mendeleev pentru argint reprezintă 47. Și am ales 47 pentru că 47 de ediții au fost ale evenimentului Lumea SEO PPC până acum, fără aceasta fiind a 48-a. Vă place imaginea, nu? E imaginea din The King's Speech. Câți dintre voi ați văzut The King's Speech? Excelent, excelent film, excelent film. E bine, a câștigat și Oscarul, dacă mă înșel, nu? Da. Sau a fost nominalizat la Oscar? Oscarul. Ok, mersi. Șapte? N-am asociat nimic cu șapte. De data asta, ce am asociat a fost doar faptul că acolo e un speaker și nu mai are legătură cu cifrele, cu toate că vă mai așteptați voi să fie lucruri legate de cifre, dar nu mai sunt. 83 de speakere au venit în total la Lumea SEO PPC, dintre care 45 au fost unici. Deci, aproape la fiecare ediție a venit câte un speaker nou. Care e legătura între speaker și king? Da, doar faptul că ei sunt speaker și faptul că există dăți când speakerii noștri sunt ușor emoționați. Și atunci m-am gândit că e o asociere interesantă între emoția pe care speakerii noștri o comunică către sală și emoția pe care... Bine, ceva mai puțin decât emoția pe care personajul din film o manifesta. Dar cei care n-au văzut filmul, recomand filmul cu mare căldură. Acum, pentru că nu vreau să stau foarte mult și vreau să le permit și la Mariu și la Horia și lui Horia să și înceapă prezentările, o să trec un pic mai repede, fără a avea o asociere neapărat între celelalte numele. 77 de membri sunt pe grupul de Yahoo, cei care nu sunt membri invit să devină membri pe grupul de Yahoo. 160 sunt abonați la feed-ul SS. De regulă, informațiile pe care le oferim în feed-ul SS sunt articolele care se publică pe Lumea SEO.
ca să nu pierdeți vreo ediție și ca să fiți în permanență informați de când și care sunt temele prezentate la lumea SEO PPC în următoarea ediție, abonați-vă la feed-ul SS. 558 sunt prieteni pe Facebook. Un like este drumul către, este ceea ce vă face pe voi să deveniți prieteni pe Facebook. Da? Câți dintre voi aveți cont pe Facebook? Erau cei la Facebook, nu? Ok. 147 sunt membrii ai grupului de pe Facebook, unde anul ăsta, mai mult decât, sau spre finalul anului 2010, discuțiile au început să fie și mai aprinse. Și oamenii au început să comunice și mai mult. Deci vă invit să participați la dezbatere despre ce se întâmplă în zona noastră de interes pe grupul de Facebook. Și, nu în ultimul rând, vă mulțumesc pentru că, în primul rând, pentru că ați venit la eveniment, pentru că susțineți comunitatea și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat în această prezentare. Cam asta e. Ce drăguț. Ok, nu o să plec.